Prin această inițiativă se dorește crearea unor condiții în conformitate cu standardele în vigoare. Am depus împreună cu IPJ și cu Poliția de Frontieră un proiect, de fapt prin Poliția de Frontieră la Minister, acum se află în lucru la Minister, în proiectare, pentru construirea unui nou poligon de la zero, dotat, utilat, după standarde moderne și adaptat necesităților și nevoilor structurilor noastre pentru ședințele de tragere. Colonelul Ionel Marcu, inspectorul șef al Inspectoratului de Jandarm Județean Călăraș, a declarat în cadrul conferinței de presă de la sediul IPJ Călăraș că lucrările de reabilitare vor începe cel mai probabil anul viitor. Legat de poligonul de la Oltenița, aparține Inspectoratului Teritorial de Poliție de Frontieră Giurgiu, în speță sectorului de Poliție de Frontieră Călăraș cu sediul la Oltenița. Este un poligon care are ultima creditare prin anii 2005. Nu prea mai este omologat, dar din punct de vedere funcțional nu este decât o simplă biută. Momentan, proiectul se află la Direcția Generală Logistică pentru proiectare. Noul poligon ar bifa toate nevoile polițiștilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și a grupării antitero.